Bună ziua, sunt Cătălin Gorea și vă invit la News Show. Iată câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în această ediție. Pas până a ieși în stradă. După ce au anunțat ieri că vor ieși cu tractoarele la protest, fermierii au fost chemați la dialog cu ministrul agriculturii. Detaliile de la întâlnire vă spunem imediat. Astăzi este ultima zi în care este admisă agitația electorală pentru turul 2 al alegerilor locale generale, care vor avea loc duminica aceasta. În 265 de localități din țară va avea loc turul 2, iar în alte 8 localități se va organiza alegeri repetate. Finlanda își închide temporar mai multe puncte de trecere a frontierei cu Federația Rusă, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău, care a emis o alertă de călătorie, urmarea deciziei autorităților finlandeze. Avem detalii la știri. O aeronavă specială a aterizat la Chișinău ca să-l transporte în Germania pe celebrul cântăreț Ion Surucianu. Maestrul este în stare gravă în secția de terapie intensivă. Cu detalii de la Spitalul Republican vine colega mea, Corina Malcocean. Corina, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua! Avionul cu reanimare a aterizat pe aeroportul internațional Chișinău la ora 11:15, iar acum câteva minute medicii de la bord au ajuns la Spitalul Republican. Specialiștii urmează să examineze starea de sănătate a lui Ion Surucianu pentru a decide dacă acesta poate fi transportat la o clinică din Germania. Ceea ce voiam să vă spun este că la moment nu există certitudinea că pacientul este transportabil, însă Victor Cojocaru, medic de la Spitalul Republican, a negat informațiile din presă precum că Ion Surucianu ar fi în coma. Potrivit acestuia, artistul este conștient, iar asta ne face să credem că astăzi totuși se va reuși transportarea acestuia peste hotare. Amintim că Ion Surucianu a fost internat la spital acum 2 săptămâni cu pneumonie, iar pe parcurs starea de sănătate a acestuia s-a agravat. Reabilitarea artistului este complicată și din motiv că acesta suferă de diabet zaharat. La moment acestea au fost informațiile. La revedere! Corina, îți mulțumesc, iar noi continuăm. Accident rutier în lanț la ieșire din comuna Stăuceni. 3 mașini s-au lovit după ce un șofer a frânat brusc. Impactul a fost surprins de o cameră de bord. Incidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 9. Potrivit martorilor, totul s-a produs după ce pe partea carosabilă a apărut pe neprins de veste un câine. Astfel, unul dintre șoferi a frânat brusc. Ceilalți doi șoferi care veneau din spate nu au reușit să frâneze la timp și s-au tauponat. Deocamdată nu cunoaștem dacă cineva a fost rănit. Am cerut detalii de la poliție, dar nu am primit până la această oră un răspuns. Incendiul la un depozit din sectorul Ciocan al capitalei, flăcările au fost observate de către trecători care au și alertat pompierii. Imediat la fața locului și-au făcut apariția două echipaje care au localizat focul. E vorba de o suprafață de 20 de metri pătrați în interiorul unui depozit, o încăpere. La fața locului au intervenit două auto speciale de intervenție. Din primele informații nu au fost raportate victime. Incendiul a fost localizat în jurul orei 9:45. Specialiștii urmează să stabilească de la ce au pornit flăcările, dar și ce a ars în depozit. De la începutul acestui an au fost înregistrate aproape 1400 de incendii. Socialiștii sunt deciși să nu facă nicio coaliție politică în Consiliul Municipal Chișinău. Ei au câștigat 6 fotolii de consilieri și dacă s-ar uni cu PAS, Orman ar putea asigura numărul necesar de voturi pentru luarea deciziilor în CMC. În caz contrar, am putea avea un blocaj politic în Consiliul Municipal. Între timp, aseară la Cutia Neagră de la TV8, socialistul Adrian Lebedinski a anunțat că renunță la mandatul de deputat în favoarea celui de consilier municipal. Au rămas câteva zile și scăp de parlamentul nostru și o să... Și vă duceți în Consiliu? Aduc în Consiliu Municipal să văd care e situația acolo. Deci renunțați la mandatul de deputat? Da, în orice caz am vorbit cu colegii că
De asta și-am candidat, pentru ca să rămână acolo, să lucrez pentru Chișinău. Potrivit lui Adrian Lebedinski, în viitorul CMC va intra și fostul șef de stat Igor Dodon, iar în privința candidatului socialiștilor la primărie, Adrian Albu, nu a fost luată deocamdată o decizie. Cele 6 mandate ale socialiștilor din CMC vor fi decisive în contextul în care Mant și Pas au câte 20 de fotolii, iar pentru a trece un proiect în Consiliu este nevoie de 26 de voturi. Chiar și așa, deocamdată, socialiștii spun că nu vor bate palma cu alte fracțiuni. În Consiliul Municipal e cu tot altceva. Aici se votează pentru fiecare proiect în parte, în dependență de care este aportul pentru chișinăuieni. Dacă vine un proiect de decizie care aduce o post-valoare, atunci, indiferent cu cine votezi, cu Manu, cu Pasul, poți votezi cu oricine. Dar dacă vine unul care e evident, e destructiv, atunci nu votezi nici cu unul, nici cu altul. Deci de asta nu veți opta pentru o majoritate cu cineva, o coaliție în Consiliul Municipal. Dar nu văd sens să faci coaliții în cadrul municipiul Chișinău. Acest lucru ar putea crea un blocaj politic în structura municipală, cum s-a întâmplat și în anii precedenți, când Ion Ceban acuza consilierii pentru faptul că intenționat nu ar vota proiecte după plecarea lui din PSRM și crearea MAN. Între timp, Partidul Acțiune și Solidaritate spune că săptămâna viitoare se vor întruni într-o ședință pentru a discuta eventuale colaborări în CMC. Totuși, în lista albă nu se va regăsi și formațiunea lui Ion Ceban, pentru că poziția PAS este că primarul ales ar face jocul Kremlin. Lucru negat de Ceban, care se declară drept pro-european. Acum nu prea ai ce discuta. Ion Ceban, bănuiesc că se discută direct cu domnul Ceban. Vreau să doar înțelegi că MAN asta e partidul unui men. Păi înțeleg, da. Deci eu am spus, e un teatru a unui singur actor. Acum vom avea grijă și avem cât de cât un număr de voturi confortabil pentru a fi parte inevitabil a acestor consilii de observație și nu o să mai fie acea apă canal cu niște proiecte exagerate care duc întreprinderea în faliment. La începutul acestei săptămâni, primarul ales Ion Ceban a organizat o conferință de presă la care s-a declarat deschis să colaboreze cu toate formațiunile din CMC. După scrutinul din 5 noiembrie în Consiliul Municipal ar accede reprezentanții ai 7 partide, câte 20 de la MAN și PAS, 6 socialiști, 2 comuniști și câte unul de la Platforma DA, Partidul Nostru și formațiunea Renaștere afiliată lui Șor. Prins cu droguri în chiloți, un gardian de la penitenciarul numărul 4 din Cricova va sta 30 de zile în arest la domiciliu după ce procurorii de la cauze speciale au găsit droguri asupra sa. Substanțele interzise erau ascunse în lenjeria intimă și urmau să ajungă la deținuți. Oamenii legii au intrat în posesia unei registrări audio care ar demonstra vinovăția acestuia. Acolo nu este bărbat, deci la ce buleacă de chimătură, ascultă încolo. Dacă ceva să mai trimăt sau să mai știi bărbat, tot ies cu fie. Normal, nu ce? Și alea acolo. Acolo e, băi, jumătate de gram. Nu, nu, nu. Din înregistrarea prezentată de procurori se înțelege că angajatul penitenciarului poartă discuții cu dealerii de droguri aflați în libertate care îl conving să ducă substanțe narcotice deținuților. Ce trece Bucurov și că... Eu azi mai descurc. Acolo și banii și vse, da. Cât s-o să pierit acolo? Și apă gonci. Ia ascult, că sunt bunul să ai încă dajul, băi. Au urmat percheziții și în automobilul acestuia, de unde au fost ridicate telefoane mobile destinate la fel deținuților. De asemenea, cu sprijinul angajaților ANP, au fost desfășurate percheziții la mai mulți pușcăriași ai aceluiași penitenciar care se ocupau de depozitarea substanțelor narcotice. Din celulele acestora au fost ridicate telefoane mobile folosite pentru comunicarea cu angajatul penitenciarului în scopul livrării drogurilor. Angajatul cercetat are vârsta sub 30 de ani și experiență de muncă de aproape 3 ani în sistemul penitenciar. Oamenii legii îl bănuiesc pe acesta și de faptul că în septembrie-noiembrie curent, prin livrarea drogurilor în penitenciar, dar și altor obiecte interzise precum telefoane mobile, în schimbul banilor, bărbatul ar fi contribuit la fondul financiar al organizației criminale care operează în penitenciar, așa cum ulterior drogurile ar fi fost distribuite deținuților contra bani. Astfel, prin abuz de serviciu, acesta și-ar fi format cu deținuții relații contrare intereselor de serviciu. Apoi și-a asumat angajamentul
angajamente ilegale de livrare a drogurilor și altor obiecte interzise. Prin urmare, la solicitarea procurorilor de la cauze speciale, magistrații judecătoriei Chișinău, Sedul Ciocana, i-au aplicat acestuia arestul la domiciliu pentru 30 de zile. După anunțul agricultorilor că pregătesc un protest pentru săptămâna viitoare, astăzi fermierii au fost invitați la discuții cu ministrul agriculturii. Ședința a început acum jumătate de oră, iar la eveniment participă și colegul meu, Sergiu Gurdiș. Sergiu, bună ziua, cum crezi? Autoritățile au argumentat pentru a convinge fermierii să nu scoată tractoarele în centrul Chișinăului. Bună ziua, Cătălin, bun găsit, doamnelor și domnilor. Fermierii au fost invitați astăzi de urgență la Ministerul Agriculturii pentru a avea discuții cu ministrul Vladimir Bolea. Se întâmplă doar cu câteva zile înainte ca aceștia să reia protestele masive atât în raioanele țării cât și în capitală cu tehnica agricolă. Ședința a început la ora 11:30 și este cu ușile deschise, astfel presa are acces. Trebuie să vă spun că discuțiile sunt deocamdată sunt insistenți, iar ministrul Vladimir Bolea a anunțat că după amiază va avea o întrevedere cu premierul pentru a discuta despre solicitările fermierilor. Astăzi au venit la minister cu 4 solicitări de bază. Este vorba despre inițierea unui moratoriu la plata penalităților pe care aceștia le au față de creditori. Agricultorii mai cer ca din anul 2024 să fie inclus plata directă la hectar. Totodată mai doresc ca fermierii micro, mici și mijlocii să beneficieze suplimentar începând cu anul viitor de 1 miliard de lei, dar cer și interzicerea importului de porumb, floarea soarelui în următoarea perioadă în țara noastră. Agricultorii cer ca măcar 2 din aceste cerințe să fie evaluate. Ei cer ca Comisia pentru Situații Excepționale să ia de urgență o decizie în acest sens. În caz contrar, începând de săptămâna viitoare, aceștia sunt gata să vină cu peste 500 de unități de tehnică agricolă și să meargă în coloană prin centrul Chișinăului. Ministrul Vladimir Bolea a declarat că, după cum vă spuneam, va avea în această după-amiază o întrevedere cu premierul. Totuși, recent acesta a declarat că guvernul a făcut tot ce este posibil și practic imposibilul pentru a susține fermierii în această situație dificilă. El a precizat că în acest an fondul de subvenționare în agricultură a fost majorat până la 1,8 miliarde de lei. În septembrie, pe conturile fermierilor au fost transferate 86 de milioane de lei sub formă de accize la motorină, iar din această săptămână către fermieri sunt transferate cele 200 de milioane de lei pentru pierderile pe care aceștia le-au avut la culturile de prima grupă în anul 2022. Noi rămânem aici, vom vedea cum vor evolua lucrurile, vedem dacă autoritățile vor reuși astăzi să convingă fermierii să renunțe la protestele masive pe care le-au anunțat pentru săptămâna viitoare. Vom reveni cu detalii și cu cele mai importante declarații, atât ale fermierilor, cât și ale autorităților, în jurnal de la ora 17. La revedere! Sergiu, mulțumesc. 2 inspectori de patrulare au fost reținuți de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, fiind bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi cerut mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a automobilului în stare de ebrietate alcoolică. Potrivit materialelor cauzei, pe 16 noiembrie, șoferul a fost stopat de către 2 polițiști de patrulare care, în urma verificării alcoolimiei, au constatat că șoferul s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate. Astfel, pentru a nu înregistra cazul în conformitate cu prevederile legale, bănuiții au pretins și primit 1.500 de euro. În scopul acumulării materialului probator, au fost efectuate percheziții în automobilul de serviciu al NSP. Astfel, în urma perchezițiilor au fost ridicați circa 1.500 de euro și 400 de lei, transmiși sub controlul ofițerilor CNA. Cei 2 bănuiți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA.
Este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală pentru turul 2 al alegerilor locale generale care vor avea loc în această duminică. Conform prevederilor codului electoral, agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. Cei care nu se vor conforma s-ar putea alege cu o amendă în valoare de 3.000 de lei, iar persoanele juridice sunt sancționate cu cel mult 7.500 de lei. Pe 19 noiembrie, în 265 de localități din țară, va avea loc turul 2 pentru alegerea primarilor, iar în alte 8 localități se vor organiza alegeri repetate. Copiii care nasc copii. În fiecare în Moldova, în jur de 50 de fete cu vârste de până la 15 ani devin mame, iar fiecare a șasea adolescentă care a născut anul trecut era la o naștere repetată. Potrivit specialiștilor, 8 din 10 mame adolescente sunt din mediul rural, iar majoritatea și-au părinții în străinătate. Deși numărul fetelor din Moldova care nasc copii până la vârsta de 20 de ani este într-o ușoară descreștere, cifra rămâne încă îngrijorător de mare. Numai anul trecut, peste 1500 de adolescente au devenit mame. Fiecare are povestea sa plină de drame. Însărcinată eu am prins la 15 ani. Mi-a fost un pic greu că nu prea vreau părinții, frații. Eu am rămas însărcinată la 17 ani. La început m-a speriat, eu rămas un singur cu părinții, nu vorbeam, adică cu mama îi comunicam din când în când. Pe urmă, i-am spus mamei că sunt însărcinat la terminul de 8-9 săptămâni. Mama mi-a spus să fac abort, i-a refuzat. Mama mi-a spus că să aleg între ea și copil. Eu am ales copilul, cu mama nici la moment nu vorbesc. Tinerele care au devenit mame când și ele practic erau niște copii spun că cea mai chinuitoare perioadă a fost după ce și-au adus pe lume micuții. E o etapă extrem de dificilă pentru toate femeile, dar pentru ele a fost un adevărat calvar, deoarece n-au avut parte de ajutorul și susținerea celor dragi. Da, mi-a fost greu, din cauza că vrem să numărească mama, să fie mama alături. Dacă mamele lor le-au întors spatele, la centrul maternal, în brațele mamei, tinerele au găsit alinare. Aici au primit căldură, susținere și au învățat cum să-și îngrijească micuții. Aici, în centru, mamele beneficiază de găzduire, ceea ce înseamnă asistență materială, ghidare și acompaniere 24 de ore. Cele mai multe din ele sunt la primul copil, la prima naștere și atunci chiar au nevoie de cineva care să le fie alături și să le arate tot absolut. Galina Leșco, șefa unui centru de sănătate pentru tineri, spune că a constatat din propria experiență că cele mai multe tinere care devin mame la vârste fragede sunt cele care nu și-au părinții aproape, iar majoritatea sunt din mediul rural. Fetițelor care rămân însărcinate la o vârstă precoce au avut acces mai puțin la educație sexuală adecvată, mai puțin comunicare cu părinții. Foarte des noi vedem în aceste cazuri în prezent că mama sau oamenii apropiați sunt plecați, noi rămân ele cu cineva din rude, dar este mai greu. 85% aproape de cazuri de nașteri la adolescenți se întâmplă la fetele din mediul rural. Potrivit Biroului Național de Statistică, unul din 16 copii veniți pe lume anul trecut în Moldova a fost născut de o mamă adolescentă. Și mai trist este faptul că 6% dintre cazurile de mortalitate maternă din ultimii 5 ani au fost printre adolescente. Explicația este că sarcina la vârste fragede presupune mai multe complicații, iar riscul de mortalitate este de câteva ori mai mare decât în celelalte cazuri. Sarcina la o vârstă fragilă poate să ducă la o mulțime de complicații din cauza că organismul încă este imatur. El încă în perioada de dezvoltare. Riscul de mortalitate de 4 ori mai mare decât la celelalte care sarcina devine după 20 de ani. Să înțelegem că așa, că un organism imatur, când naște un copilaș, de obicei, din cauza asta tot devine nașteri premature.
Tocmai de aceea, specialiștii îndeamnă pe tineri să se informeze și să-și cântărească atent acțiunile pentru a evita probleme care îi pot marca pentru întreaga viață. Faceți niște pași simpli de a o controla, sfătuindu-vă cu un specialist în anumite domeniu. Dacă ține de sexualitate, veniți la un centru de sănătate prietenos tinerilor, vorbiți cu un medic ginecolog sau dermatovenerolog sau chiar și psiholog, cum să faceți ca să, aveți, să vă pregătiți pentru o familie fericită, să aveți numai copii doriți și evitați sarcinile neplanificate. Și nu doar tinerii au nevoie de informare, spun specialiștii. Adulții sunt ghidați de anumite stereotipuri și prejudecăți vis-a-vis de sarcină în adolescență și deseori cumva vina, dacă pot să spun așa, este pasată pe umerii fetelor, dar responsabilitatea o poartă atât fetele cât și băieții și există riscuri atât pentru fete cât și pentru băieți. Psihologii susțin că orele de educație sexuală sau cele de dezvoltare personală în școli, dar și în familii, ar preveni aceste riscuri. Cursurile de dezvoltare personală în instituțiile de învățământ și sunt foarte utile în cazul când sunt desfășurate într-o manieră prietenoasă copiilor. Și există și alte oportunități de a aborda subiecte sensibile, delicate, tabu în cadrul cursurilor. Recent, în mediul online, a fost lansată o campanie de sensibilizare a tinerilor cu genericul Adolescența mea contează, mă protejez de sarcină, care va dura până la 10 decembrie. Scopul acesteia este de a preveni sarcina în rândul adolescentelor, dar și alte comportamente sexuale riscante. Finlanda va închide 4 dintre cele 9 puncte de trecere de la granița sa cu Rusia pentru a opri fluxul de solicitanți de azil. Anunțul a fost făcut ieri de prim-ministrul de la Helsinki. Suomi EU:n ja NATO:n jäsenenä on vakaasti mukana tuomitsemassa Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Olemme olleet näin ollen varautuneita Venäjän erilaisiin toimiin, ilkeyksiin, ja tämäkään tilanne ei siksi tule meille yllätyksenä. Tällaisten tilanteiden synnyttämisen tavoitteena on myös saada luotua railoja ja hajaannusta yhteiskuntiin. Olemme toimineet nyt päättäväisesti ja ripeästi siksi, ettei tilanne itärajalla pahenisi. Valtioneuvosto on siksi tänään päättänyt, että Suomi sulkee itärajan rajanylityspaikkoja. Între timp, urmarea deciziei autorităților finlandeze, Ministerul de Externe de la Chișinău a emis o alertă de călătorie. Măsura va intra în vigoare începând cu data de 18 noiembrie 2023 și va fi valabilă până pe 18 februarie 2024. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la miezul zilei. La ora 15 venim cu știri în limba rusă. Să aveți o zi cât mai reușită!